În momentul de față vorbim, Ana, de birouri permanente reunite la ora 17. Unii dintre cei care sunt membri în cadrul birourilor permanente reunite ale celor două camere vor interveni telefonic pentru a se realiza această întrunire administrativă la nivelul legislativului. În același timp, în ceea ce privește procedura de audiere a miniștrilor, începând de mâine dimineață, aceasta va avea loc într-o singură sală cu membrii de la toate partidele, în funcție de comisia respectivă, comisia de specialitate în care vor fi audiați fiecare dintre miniștrii propuși, vor mai intra și alți membri treptat, vor fi audiați miniștrii în sistem de videoconferință, pentru că știm că premierul Ludovic Orban a anunțat că urmează ca toți să intre în autoizolare în perioada următoare. De asemenea, cei aflați în carantină, cum spuneam, vor fi audiați prin sistemul video, inclusiv dacă vorbim de parlamentari care în momentul de față se află într-o asemenea situație și fac parte din comisiile de specialitate. Votul de investitură ar urma să fie dat tot mâine, cel puțin aceasta este intenția. Se va da într-o sală dezinfectată unde va intra unul câte unul fiecare membru prezent din Parlament. Este nevoie să fie quorum de jumătate plus 1 și este nevoie de 233 de voturi astfel încât un nou guvern să fie investit. Toată lumea va purta echipament de protecție și toată lumea va fi testată. Acesta este anunțul care a fost dat în urmă cu scurt timp din partea comunicării Camerei Deputaților. Atenție, este o procedură în desfășurare, mai remarcă cei care au făcut această schemă preliminară în ceea ce privește votul de mâine, este posibil ca în acest plan să mai survină și o serie de alte modificări. Mulțumim frumos, a fost Maria Toader, avem și mesajul președintelui.